Salut, dragi prieteni, și bine v-am regăsit la un nou vlog pe acest canal Porumbei Pigeon Vlog. Tocmai ce am ieșit de la școală și vreau să vă arăt noutățile ce am făcut în voliera aici la mine și vreau să vă arăt și cele 4 achiziții primite ieri de la fratele meu. Haideți să vă arăt așa ce am făcut. Aici avem oile. Haideți să vă arăt aici puțin. O să le dăm și drumul la Porumbei, dar nu acum, pentru că ia uitați, au avut și mâncare. Deci, n-am avut blană destulă și am prins lăzile astea, ca dragi prieteni. Am prins ca un fel de boxer am făcut. Ia uitați. Ia să-mi scrieți în comentarii dacă am făcut bine ce am făcut. Ia uitați-le. Am prins așa 4 câte 4 și le-am prins destul de bine. N-am avut blană destulă să-mi fac niște boxe. Am mai prins și pe aici două, trebuie să mai prind acolo încă una. Astăzi am o veste bună să vă dau. O să bag gălățeanca cu moțatul, am perecheat, o să o împerechez. Ăștia sunt porumbei, după cum bine știți. Ia uita și strașării, și aia doi. Le-am mai dat drumul acum câteva zile și... Și-au ieșit afară, au zburat și apoi n-a durat mult și au și ieșit, dragi prieteni. Deci vreau să-mi spun și mie în secțiunea de comentarii, toți abonați-mi dacă am făcut bine ce am făcut cu lăzile astea. M-a scurs de 2016 de la George, s-a învățat la mine. Zicea George că nu pot să învăț, dar uite că pot. Așa. Ce nu ia uita si ciocolatia. Două oat, n-am mai oat decât astea cu iață. Ia uitați-o. Are și două ușoare acolo. Rățuiul cu fenela lui încă nu sunt pregătit. Aici au strâns foaie. Nu știu când au de gând să-mi iau și ăștia nu știu ce am de... Nu pot să-mi dau cu seama. Asta eu mă ascult de 2016. Așa. Deci ia să scrieți, dragi prieteni, deci după vlog, după ce o să termin vlogul, o să mergem să vă arăt, o să bag gălățeanca cu moțatul, pentru că perechea de solizat în sfârșit s-au împerecheat. Nu știu cum, dar s-au împerecheat. Și le-am prins lădițile astea, dacă am făcut bine ce am făcut, scrieți-mi acolo în comentarii, toți care mă urmăriți. Și vă mulțumesc că am strâns la videoclipul acela aproape 90 de like-uri, le-a apăsat și acum să strângem 100 de like-uri, dragi prieteni. Deci v-am zis, la 100 de like-uri eu să fac promovări, 3 promovări la vlog sau pe live. Deci vă alegeți, apăsați acolo în forță butonul de like. Pescărușii mi s-au luat și ei sunt acolo în fundă tot. Nu știu dacă îi vedeți. Așa s-au împerecheat și ei. Și le-am prins rădițile astea. Am zis că poate dă să-mi iau și... Haideți să mergem să vară și mă scuzați dacă s-aude gălăgie, dar sunt oile pentru că le-a spus afară la boabe, pentru că acum e ora de dat, trebuie să le dăm boabe și le-am dat. Astăzi a fătat și oiță. Ia uitați-le. Deci, asta de aici a fătat. Ia uitați. Asta de aici a fătat. Este o fetiță. Ăștia doi sunt aici, mănâncă mălai. Haideți, dragi prieteni, să vă arăt cele 4 achiziții aduse de la fratele meu. Cred că le-ați văzut. Este vorba de voiajori. Nu le-am cumpărat sau le-am primit cadou de la un columbofil din Pitești. Și mulțumesc prin metoda asta că mi-a dat mie. O să vă arăt și pedigriile la ei, la porumbei. Deci este vorba așa. Stați așa. Să începem cu început. Deci este vorba de puiul ăsta de aici, ăsta vână de 2019 UCP. O dată. Ia stați așa puțin. De ăsta care merge strâmb, vântul ăsta. Din ce cauză merge strâmb? Pentru că o să mă întrebați asta care zburat acum. Ăsta.
Ăsta a fost prins de Uliu. Este un, sunt porumbei de maraton, o să vă arăt și pedigrile. Este vorba de argintiu ăsta de aici. Și o femelă de maraton extrem. Este vânăta asta de aici. Ia uitați. Asta. E o femelă de 2015. Asta vânătă de lângă roșie. Sta să încerc eu ceva să fac, dar nu știu dacă o să-mi reușească. Vreau să îi dau pe ăștia la o parte ca să iară mai bine. Ia asta să prins ea. Să vedem cum putem face. Hai. Ia. Deci. Om, ho. Deci este vorba de puiul ăsta. Unu. Al doilea e argintiu. Al doilea e argintiu ăsta. O mascul. Așa. Ăștia sunt pereche. Aici avem două, sunt bune și ele. Așa. Mai este vorba despre o femelă vânătă, dar nu o văd eu acum, unde naiba e, mă? O femelă de 2015, ia să vă arăt eu. Am și pedigriu la ea. De fapt, la toți patru am pedigriu. Stați așa, că uitați aici. Uite asta. Ia. Este vorba de ea, o femelă foarte bună, o femelă de maraton, de 2015, am și pedigriul ei. Ia să-mi spuneți în funcțiune de comentarii ce părere aveți despre femela asta. O femelă vândută de două ori la doi crescători și s-a întors înapoi la proprietar. Mi-a să am mare grijă cu ea pentru că e o femelă șireată, după cum bine v-am zis. O femelă de 2015, zburată numai și numai la maraton. Să vă arăt pedigriurile. Ăștia doi sunt pereche. Să depun și ăsta care merge așa strâmb, dar nu-i nimic. Își devine argintiu și cu puiul la mic vânăt. Haideți că pun și-o pe pauză să mergem să vă arăt pedigriurile. Să vedeți. Gata, dragi prieteni, am revenit aici la pedigriuri. Ăștia sunt pedigriurile la porumbei. Deci, ia uitați. Deci, sunt niște porumbei extraordinar de frumoși. Deci, ia să-mi spuneți voi în secțiunea de comentarii dacă înțelegeți ceva. Aici scrie și maraton extrem. Asta e seria porumbelului. Ia stați puțin. Asta e seria porumbelului. Aici nu știu ce naiba scrie, dar după câte văd e o femelă. Cred că ăștia doi sunt părinți, ăsta și cu ăsta aici. Da. Are câteva clasări. Ia uitați. Dar nu știu la ce clasă, la maraton, la... Deci, uitați-vă bine și scrieți în comentarii ce părere aveți despre tea și seria talonului, să nu ceți după aia că... Așa. Aici scrie numele proprietarului. După cum bine observați, e un pedigree foarte bun. Haideți să trecem la următorul. Ăsta este, cred că, pedigreeul argintiului. Ia uitați. Proprietarul cu el, cu Neculă Ionuț, plus tatăl, Pitești, Argeș. Ia scrieți în comentarii dacă voi... Ia uitați, aici scrie locul 2 viteză M, locul 2 viteză M, locul 2 viteză Y, locul 3 viteză Palmares. Vedeți? Aici. Și aici locul 3 Demi Fond, locul 3 ASE Spot 2012. Deci masculul ăsta a clasat ceva, locul 1 viteză Club, locul 1 viteză M Club, locul 5 Național viteză. Ia uitați aici. Stați puțin unde aici. Vedeți?
Stați puțin. Cam aici. Asta aici. Ia uitați, vedeți? Scrie locurile. Locul de e vorba de o mascul aici, cred că e tatăl. Deci, ia uitați. Scrie locul 3 național viteză. Este tatăl lui Ro 13 a 2000 masculul. Locul 5 național viteză. Mamă, ce porumbel șmecher. Locul 1 viteză. Y club. Locul 1, ia uitați, dragi prieteni, ia uitați. Deci toate locurile, toate clasările, le scrie aici, uitați. Vedeți? Are și de maraton, și de viteză, și de demifond. Stați aici că am văzut un național. Uite, locul 1. Vedeți aici? Locul 1 național, demifond. Vedeți? Deci, ia să-mi spuneți și voi mie în comentarii dacă porumbei ăștia sunt buni de ceva. Eu zic că sunt niște porumbei foarte... Sunt, după câte am înțeles la fratele meu, omul care i-a dat porumbei ăștia, ce vreau să vă zic? Vreau să vă zic că ouăle, el de la matcă le dă cu 40 de lei ouă, 400 de mii ouă, și porumbelul de la 10 milioane în sus, așa, deci ia să-mi scrieți acolo în secțiunea de comentarii ce părere aveți despre porumbelul ăsta, văd că are locuri bune. Acest pedigree este al o femeie de 2012, doamne, de 2015, să zic și eu. După cum vedeți aici, seria RO 2015 41278. Așa. Deci femeia asta, ia uitați aici proprietarul, după cum bine știți. Deci femeia asta. Femeia asta ce a făcut? Ia uitați, dragi prieteni. Cel este bunicul lui Ro, nu știu cum e ce aici. 2 național general palmares 3 ani 2016 expoziție. Ia uitați, național general. Deci femeia asta, după câte v-am zis, a fost vândută la doi oameni și s-a întors înapoi la proprietar și a zis că s-a mare, mare grijă cu ea și să scot cât pui pot posibil, pentru că este foarte, foarte bună. I-a mers foarte bine la maraton. Este mama lui Nicolae. Ia uitați, aici scrie. Tata așa să focuseze. Ia uitați, este mama lui Nicolae Toba, locul 13913. Mama și bunica multor campioni de top în 2011. 3 nepoți prezinți în expoziție națională FLCSP Craiova. Deci vedeți? Deci femeia asta a fost și până expoziții. Este o femeie foarte, foarte, cum să zic eu, foarte bună, cu rezultate foarte bune. Deci ia să-mi spuneți voi în comentarii aici ce părere aveți despre porumbița asta. Uitați-vă bine pe pedigree-ul și spuneți-mi ce părere aveți despre pedigree-ul așa, din ce porumbei se trage. Vreau să uitați aici, locul 11 național general, așa, locul 12 național general, locul 1, deci femeia asta a clasat ceva, așa, este vorba de femeia de 2015 care v-am zis, da, seria aici, așa, și este ultimul pedigree, cred că e al vânătul amic, după cum a zis proprietarul. Așa, el, ce să vă zic despre el, ia să ne uităm dacă are clasări. Ia uitați, masculul, cred că e tatăl, Sinion Emil, direct din România, aici cred că scrie seria, nu știu. 3E, național maraton 2013, 3E, național UCP Donetsk 2013. Și aici cred că a zburat. A făcut la prima etapă 7.665 de puncte de la, ia uitați aici, 973 de kilometri și după aia a făcut de la 827 de kilometri. Deci și acest porumbel se trage din, ia uitați aici, ia uitați aici, și aici deja în Arden, ia uitați.
Național UCP Denst, kilometri 2013. Ia uite, a scris kilometri aici. Deci dacă ați mai pomenit așa ceva. Național, ia uitați. Deci porumbii ăștia sunt foarte mulțumit că i-am primit și așa am mare, mare grijă să... să... ziceți voi, ia uitați. Bunică loc 1, mare fond. Vedeți aici? Stați așa puțin. Ia uitați. Bunică, loc 1, mare fond, Iurghi, UCP 2016. Aici, sora bună, cu loc 1, Berlin 2011, zona 5. Deci eu v-am zis că sunt niște porumbei de milioane. Mi-a zis omul ăla că dacă vreau să vând pui din ei, să-l anunț, pentru că sunt niște porumbei care valorează foarte, foarte mulți. Și mulțumesc pe tema asta că mi-a donat mie. Ăștia sunt cele patru pedigriuri ale porumbeilor. Deci uitați-vă bine, foarte bine atenți pe pedigriuri și spuneți-mi acolo în comentarii ce părere aveți despre porumbeii ăștia. Și nu uitați să apăsați încă o dată butonașul de like și să înscrieți acolo în secțiunea de comentarii. Și la 100 de like-uri eu o să fac 3 promovări, pe, dacă vreți, pe live sau la... sau pe video, dacă se strâng acolo 30 de like-uri, apăsați acolo în forță, mare, mare forță, apăsați toți care mă urmăriți pe acest canal și care vă uitați la mine, apăsați acolo butonul de like să strângem 100 de like-uri, că am văzut că suntem 100 de persoane și că se poate, fraților. La 100 de like-uri o să fac 3 promovări și la fiecare videoclip când o să se strângă o să fac numai și numai promovări. Dacă voi vreți, apăsați acolo în mare, mare forță butonul de like. Cu voi a fost Porumbei Pigeon Vlogs, cam ăsta a fost vlogul pe ziua de azi, scrieți-mi comentarii despre porumbei, despre pedigriuri și ce am mai făcut eu în volieră, deci cam ăsta a fost vlogul, ne vedem data viitoare, cu voi a fost Porumbei, pa, pa!